Pornește într-o călătorie culinară alături de Lidl și șefi fără limite. Lidl, meriți să fii surprins. Am ajuns în ultima zi a trilogiei grecești de pe Lemnos. Două zile am umblat în lung și în lat, încercând să-i descoperim liniile esențiale. Cum funcționează proba? Imediat explic. Poți să-i povestesc. Ești foarte grăbit. Poți să-i povestesc eu. Ai mai multă experiență. I-am văzut de ieri că aveau fețele pământ. Nu știu ce așteaptă, mai ales că noi avem ca istorie cei care erau pe ceilalți din cealaltă echipă la probele astea. Și cum îmi bătea inima, bum, 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 zic, cad aici pe masa asta, spital nu prea e pe aici. Și era și un fel de autocontrol, să nu dau frâul liber inimii, nici pulsului. Mai mult cred că m-am rugat. Doamne, te rog, inspiră-mă. Până acum, pe Movia am mătrășit destul de tare și ar fi pentru noi un pas important să ne impunem cumva ca și lideri în această competiție. Dacă ieri nu v-a ieșit cu imunitatea echipei din prima, nici cu a doua încercare nu-i rău. Atâta timp cât nu ajungeți la individuală. Pam, pam, pam. Când ai în spate o echipă, e mai ușor să-ți ascunzi punctele slabe. Dar odată ce echipa pierde, s-ar putea să-ți atingi limitele. Și dacă nu le poți depăși, echipa se împuținează și un concurent pleacă acasă. Dar până la proba individuală, mai aveți o șansă la imunitate de echipă. Despre asta este vorba în proba de astăzi. Nu înțeleg ce se întâmplă. Pentru mine nu e ceva nou. E a treia, sunt obișnuit cu exercițiul ăsta, îi antrenez mai mai forță, pe când la Florin nu știe ce se întâmplă, ce trebuie să gătească, cum să gătească, nu știe ce trebuie să facă. În prima zi ați făcut cunoștință cu o rețetă locală. E a treia zi, așa că se lasă cu o reinterpretare românească. Mai ții minte, Sorin? Oh, yeah. Asta e rutina, de fapt? Da. Eram un pic cam debusolați, că nu știam acum să fie mâncarea grecească cu produse românești sau românească și să o mănânce cu grecii. Cum era, Sorin? Ok. Gândiți românește, gătiți grecește. N-am prins-o niciodată pe asta. Ok. N-am înțeles exact ce vrea Irina de la mine, dar mi-a ieșit de fiecare dată. Ca să vă ajut, la fel ca de obicei, v-am pregătit două coșuri. Câte unul pentru fiecare. E challenging treaba. Să nu știm încă ce elemente românești trebuie să punem în preparate, dar noi, hai să fim sigur, și am trecut de borș, am trecut de slănină, ce pot să fie mai românezi atâta? Să intre coșurile. Ce românesc coșuri? Calimera. Ia scoate-mă dacă. Calimera. Coșul, așa cum știți, nu vă lasă la greu. Vin. E bine. Brânză cu orezul. Jambon. Jambon. Ouă. Am pus cașcaval afumat, împletit de cămara noastră. Jambon cămara noastră. Și vin Davidescu. De care preferați? Alb sau roșu. Pe farfuriile voastre trebuie să se regăsească elementele pe care vi le-am spus. Restul sunt să vă ajute. Cașcaval afumat, jambon, vin, cam astea trebuie să le folosim. Am înțeles foarte bine mesajul, am înțeles care este scopul acestei probe. Se bazează pe reinterpretarea mâncării grecești cu influențe românești. Nu bat capul, că eu știu ce am de făcut. Am ingrediente românești, asta înseamnă că am ingrediente românești pe care trebuie să le gătești grecește. Yes. Nu, deci fii atent că așa, așa, Florine, deci fii atent. Înțeles din prima aici, nu, n-ai înțeles. Trei probe să nu înțelegi. N-ai înțeles. Trei probe, bravo. N-ai înțeles. Bine, îmi place. N-ai înțeles. Da. Zice așa. Gândește grecește, acționează românește. Ia-o pe asta. Grecii sunt cam complicați așa la gusturi. Sper să reușim. Ce e cel mai greu astăzi? Cred că e să dăm gust grecesc cu cașcavalul afumat românesc. Am impresia că efectiv poți să gătești ce vrei tu din ingredientele alea și să nu mai ții cont de nicio regulă. Toți avem aceeași limbă, chiar dacă vorbim diferit. Bun! Dă drumul la gătit acum? Ai băut ceva în dimineața asta? Ai mâncat ceva? Două sau cafele, n-ai băut ceva în dimineața asta? Și uite-mă că sunt bine!
Mamă, și e de-abia 9 fără 25. Florin încearcă tot felul de tertipuri și tot felul de chestii de genul ăsta, știi? Adică să vezi, Doamne, e bine dispus, hai repede să gătim, că facem, că dregem. Nu, sunt calm pentru că am exercițiul ăsta, nu e nimic nou pentru mine. Îl încearcă, dar nu iese. Cât entuziasm! Prima dată la această probă. Da! Se înțelege. Îmi place. Nu mai vreau. Dragii mei, o oră veți avea la dispoziție. 13 farfurii pregătiți pentru oaspeții noștri. 3, 2, 1, start! Multă baltă! Pătrunjel! Laura Francis, Daniela Lobo, Elena și voi doi. Bun. Așa. Ia mie, eu n-am voie să hai, ia repede, repede, ia două dala de spana. Am și o în coș și zic, fac o românești. Sau poșiată, dar e același lucru. O poșiat, noi l-avem ochiul românești. Fac niște spanac. Te apuci de o poșiată. Da, hai, mișcă. Ce facem? Facem palet sau ceva? Facem noi cu ea. Haide, vreau prima oară asta. Vreau să-l faci, da? Nu mâncăm noi ouă cu spanac? Bineînțeles că mâncăm ouă cu spanac. Dar îl pun un pic pe gruton de pâine și fac și un sos. Perfect. Haide, Frances, haideți repede, băieții mei. Bun, fii atentă, facem cu trahana. Da? Că erau două feluri, asta mai mă uit pe rafturi și îmi dau seama că pot să fac una dintre rețetele mele preferate grecești ever. Trahana. Ce e trahana? Habar n-am. Cereale din grâu, ținute la fermentat în lapte de capră, uscate și după aceea folosite pe post de cuscus. Trahana cu carne de miel este ceea ce comand eu în Grecia când vreau să mănânc grecește. Alegeți în carnea care poate fi moale. Mi-o tăiați cuburi mici, 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 mici. Echipă mare de tăiat carne pe spate. Toată lumea taie carne la noi. Arcaniana trebuie să-mi pună la cop jambonul, iar Vlad... Da. Mie cașcavalul împletit, da. Orezul la fel. Ile iei, mi le razi. Perfect. Urgent. Cumva m-am simțit dat la o parte. Pe el l-a pus să facă brânza. Adică ce puteai? Puteai să comentezi că în Japonia se rade altfel brânza decât cum se rade aici? Sau cum? E vreo altă răzătoare? Sau pui invers pe spate? În triuni? Nu. Păi de aici, pe trei găței de usturoi urgent? Hai! Vin un coal lângă mine. Tu stai trebuie cu... să punem jambonul. Băi, ți-am spus, ei îmi pun jambonul, faceți-i spanacul. Haide-i, mă. Mexicanul, sper să o ajute pe Valentina puțin, știi? Băi, aranjați-mi frumos, mă. Dacă asta e inclus, rupeți-o. Și care e problema? Nu mai este Valentina în charge și fiecare e pe treaba lui și nu avem emoția că cineva trebuie să ne coordoneze și nu știe să ne coordoneze. A fost un pic haos ieri. Ieri am fost desemnată de șef să fiu lider și m-am descurcat cât de bine am putut. Ce să vezi, că vedem lucrurile diferit aproape mereu. Unde e, mă, uleiul ăla? Păi mexicane, la noi nu e acolo? Du-te, uite-te după uleiul, n-am asta de unde să știu. Fac. Când am intrat în cămară, Valentina a luat ceapă. Era la ea în coș. Valentina, am și-o nevoie de ceapă. Unde-i ceapa? Am strigat, unde-i ceapa? Că nu știam, nu vedeam. Și ea nu răspundea nimic. Unde-i ceapa? Mie mi-a zis mexicanul să vină aici la el cu la bacon. Lasă, mama, puteai să răspunzi unde e ceapa, că asta te-am întrebat. A. Ascultă-mi, pana mea, ce întrebăm. Păpune, puteți să răspunde la o întrebare? Unde pana mea ai pus-o? Început să se rățească la mine, la care eu i-am zis foarte clar. Păi, mi-ai zis, am nevoie de ceapă. Nu, te-am întrebat unde este ceapa. Asta te-am întrebat. Unde Laura, nu-i momentul acum. Gata. Păi, nu este momentul acum, suntem în probă. Nu e cazul niciodată, din punct de vedere. Dar nu mai pot. Adică, chiar vreau să nu gătesc a doua oară. Ai urmărit Șef fără limite. Călătoria culinară continuă și în ediția viitoare. Alături de Lidl, meriți să fii surprins.